am să citesc ceea ce se citește de fiecare dată la seara primei zile de Paște, și anume Luca 24, episodul cu Emausul. Să ne facem timp să citim, chiar dacă predicăm mai puțin, pentru că citirea Scripturilor este importantă. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari norodului l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la ei, la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, de la Biserica Maranata din Ghiroda, se cuvine să proclamăm neobosit adevărul învierii, Hristos a înviat. E o bucurie să putem proclama acest adevăr împreună, am făcut lucrul acesta prin cântare, inima ne-a fost înălțată prin cântările care s-au cântat și am putea liniștit să plecăm acasă acum. Dumnezeu ne-a hrănit, slavă Domnului! Să vrem să vorbim și din Scripturi. Așa cum Hristos a deschis Scripturile, să le deschidem și noi. Și mai presus de asta, să ne le deschidă El din nou, nouă și minților noastre. Amin. E o bucurie să văd biserica plină. Sunt aici pe scaun, am amintit multe lucruri frumoase despre Ghiroda. În urmă cu 20 de ani am frecventat și eu biserica aceasta. Și chiar aici pe bancă îmi aminteam aminte contextul în care am ajuns aici. În vremea aceea cântam cu un grup, cu Teo Pașcalău, cu Marius Crisea la Elim și mergând prin centru, plimbându-ne, ne-am întâlnit cu fratele Liviu, care este astăzi aici, și ne-a întrebat ce faceți. Eram niște tineri talentați, fără prea multă ocupație și dumnealui ne-a chemat la Ghiroda. Haideți să cântați la Ghiroda. Și într-o duminică am venit, am cântat și am rămas. Și mă bucur că după 20 de ani ne întâlnim.
Asta e harul Domnului, că nu suntem membri nici eu, nici el la Ghirod, dar Domnul să te binecuvinteze, salutări la Phoenix. Datorită lui am ajuns aici și am slujit o vreme în corul bisericii. M-am bucurat să văd corul cam atât de mare cât era atunci. La fel de plin, era un cor mare, mai mare decât este de obicei azi, însă astăzi m-am bucurat să-mi amintesc și de corul bisericii, care și atunci și acum cânta frumos. Domnul să binecuvinteze corul. Nu pot să nu uit că în urmă cu 12 ani m-a chemat, cred că Fefe sau frații Sav atunci, în 2012, să vin la 1 mai cu tinerii bisericii. Și atunci, din nou, fără să fiu membru la Ghiroda, reveneam după mulți ani să petrecem de 1 mai. Și atunci, de 1 mai, am întâlnit-o pe Andreea, soția mea. Deci la Ghiroda s-au întâmplat multe lucruri frumoase pentru mine și chiar de 1 mai, anul acesta, am fost invitat din nou de Florin. Dacă vrei să vii, să îți amintești, tinerii din Ghiroda te așteaptă la 1 mai în 2024. N-am reușit, dar mă bucur să-mi aduc aminte de acel moment în care ne-am bucurat și iată, Dumnezeu a făcut minuni mari și de atunci suntem tot împreună. Slavă Domnului! Dragii mei, nu știu cum vă uitați dumneavoastră la textul acesta. Atunci când te uiți la un text, poți să pui diferiți ochelari. Eu vreau să văd în textul acesta recuperarea a doi oameni dezamăgiți. Doi oameni care zic, știi ceva? Dumnezeu a promis, a zis, Iisus a fost puternic în fapte, în cuvinte, a făcut miracole, a promis marea și sarea, o împărăție, dar iată că până la urmă n-a fost nimic. Doi oameni dezamăgiți de Iisus, doi oameni dezamăgiți de Dumnezeu, doi oameni dezamăgiți de oameni. Pleacă, părăsesc părtășia și Iisus îi caută. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El și astăzi e pe drumul Emausului și caută oameni dezamăgiți. În seara aceasta vreau să vorbesc despre o boală sufletească numită dezamăgirea. Cred că nu este om în biserică aici să nu fi suferit niciodată dezamăgirea. Dezamăgit de un șef, dezamăgit din cauza unui vis neîmplinit, dezamăgit de un băiat, dezamăgit de o fată, dezamăgit de un păstor, dezamăgit de un coleg, oameni care trecem prin experiența dezamăgirii. Și nu numai despre asta, vreau să vă spun, dragi credincioși, că Dumnezeu are în vedere în general problemele sufletului nostru. Amin? Credem asta. Noi avem o teologie foarte puternică atunci când e vorba despre iertarea păcatelor. Suntem convinși că Dumnezeu, prin moartea lui Iisus, ne iartă orice păcat. Amin? Credem asta. De asemenea, mergem la celălalt capăt al spectrului și suntem convinși că Dumnezeu vindecă bolile trupului. Amin? Și predicăm în bisericile pentecostale că da, Dumnezeu vindecă și cancerul. Că Dumnezeu vindecă rinichii bolnavi. Dar când vine vorba de bolile afective, când vine vorba de depresie, când vine vorba de singurătate, când vine vorba despre complexe, parcă pe terenul ăsta suntem în ceață. Oare are Dumnezeu în vedere și bolile astea? În Isaia 53, un verset cunoscut de noi, celebru, un verset pivotal pentru înțelegerea jertfei lui Hristos, spune așa, Isaia 53:5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre. El era zdrobit pentru fără de legile noastre. Slavă Domnului că în jertfa lui Iisus s-a rezolvat problema păcatelor noastre. Ultima parte spune, prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar între astea două apare ceva. Și despre partea din mijloc, despre miezul acestui verset, predicăm atât de puțin. Și vreau să proclam cu aceeași credință, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Nu sunt doar păcate, nu sunt doar boli trupești, oamenii au probleme sufletești. Și să știți că astea nu se prea văd. Chiar azi mă întâlneam cu cineva la Elim și nu ne-am văzut de mulți ani. Măi, ce bine te ții! Tot tânărară, zic, măi, la unii se arde până untru. Știți că atunci când pui la întrerupător acolo la tablou o liță mare, pușcă în pereți.
Unii încărunțesc, alții, alții la alții pușcă înăuntru. Dragii mei, sunt anumite boli care nu se văd. Cineva o dată cânta în față o cântare, ieșise în față la microfon și fiind o seară de tineret, băiatul ăsta avea un handicap așa și ținea microfonul cumva cu niște mâini puțin strâmbate. Nu știu ce boală avea, că nu mă pricep la medicină. Și ne-am uitat toți la el așa un pic cam lung. Și el, un tip așa îndrăzneț, zice: bă, ce vă uitați așa la mine? Știți care e diferența între mine și voi? Noi am tăcut toți, nu știam ce zice. Zice: handicapul meu se vede. Există handicapuri care nu se văd. Și să știți că bolile sufletești, bolile minții, bolile afective sunt mai prezente în mediul Evangheliei decât oriunde. Asta spun specialiștii, statistic vorbind. De aceea vreau să proclam pentru cei care au probleme sufletești, cei doborâți de întristare, tristețe, depresie, singurătate, insomnie, Iisus a murit și pentru bolile astea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Dumnezeu să-ți dea și ție pace. Dumnezeul care vindecă ficatul, vindecă și mintea, glorie Lui. Dumnezeul care vindecă cancerul, vindecă și somnul. Dumnezeul care vindecă un picior bolnav, poate să vindece o inimă frântă și dezamăgită. Pentru că lucrarea mântuirii este o lucrare holistică, o lucrare întreagă. Dragii mei, vreau să ne uităm la boala asta a dezamăgirii, o boală a sufletului, și să primim la trei aspecte. În primul, simptomele bolii. Hai să vedem cum se manifestă boala, să vedem dacă o avem. În al doilea rând, ne uităm la cauzele bolii. Știți, dacă nu ajungem la cauze, degeaba vorbim. Există niște virus mici, invizibili, pe care doar medicii găsesc la microscop, și virusii ăia mici creează niște probleme atât de mari. Dacă n-ajungem la virus, degeaba povestim. Uitați-vă dumneavoastră la COVID-19 ăsta, unii nici nu cred că a existat, atât de mic că nici nu credem că a existat, au existat. Un virus mic, nici nu știm cum arată, a omorât o lume întreagă. Milioane de oameni. Să ne uităm care este cauza acestor probleme. Care e virus? Și desigur, dacă nu dăm tratamentul, degeaba vine la biserică, Dumnezeu să ne ajute măcar așa o pastilă sau două să luăm acasă pentru cei dezamăgiți. Și Dumnezeu să aibă milă noi toți. Dragii mei, mă uit la simptome. Ce văd la acești doi oameni? În primul rând, spune în versetul 17, El le-a zis, Hristos, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Iisus observă ceva, că ăștia nu vorbeau ce trebuie. Ce-i cu vorbirea asta? De ce vorbiți așa? Ce-i cu voi? Pentru că, dragii mei, întotdeauna oamenii dezamăgiți, și să zic că oamenii bolnavi spiritual, în general, dau semne în vorbire. Orice păstor poate să confirme asta, când stai de vorbă cu un om, în 5 minute știi că e beteag. Trebuie numai să-l lași să vorbească, că spune tot. Frustrările lui, dezamăgiri. Omul își dă pe față bolile sufletești în vorbire. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Atunci când un om se lovește la cap, cineva dintre prietenii mei s-a lovit la surf în America, a dat cu capul foarte puternic, și primul lucru, atunci când au ajuns prietenii lângă el acolo în Portland, l-a întrebat cum îl cheamă. Să vadă, e lovit la cap sau nu? Când te lovești la cap, automat, dacă știi cine ești, înseamnă că nu-i grav. Dacă zicea că îl cheamă Mihai Viteazul, era clar. Dar omul știa cum îl cheamă, omul și-a revenit imediat. Era clar, nu este afectat. Omul bolnav sufletește, omul cu boli lăuntrice, omul cu probleme mentale, omul cu probleme spirituale, lasă să se vadă în vorbire. Pentru că omul dezamăgit, în general, are o vorbire negativistă. Verifiți că îți vorbirea. Ești un om negativist? Ești un om care vezi oriunde o problemă? Știți? Unde noi găsim soluții, unii văd probleme. Oameni care întotdeauna găsesc ceva de zis. Oameni negativiști, prin definiție. Ăștia sunt oameni dezamăgiți de alți oameni sau de Dumnezeu.
Am întâlnit, de exemplu, acum eu predic mai pentru tineret, da, sunt mulți tineri, aplicațiile sunt pentru ei. Am întâlnit băieți care zic, toate fetele sunt materialiste. Bă, ăsta are o problemă, chiar toate? Frate, păstor, toate fetele sunt profitoare, toate fetele... Bă, stai un pic, că sunt și fete pocăite, amin? Fetele să zic amin. Nu toate, cred că tu ai o problemă, nu toate fete, când auzi pe unul că toate fetele, nu știu cum, ăla e bolnav. Am auzit și fete, frate, Emi, toți băieții sunt niște neserioși. Și nu sunt de acord, eu cred că sunt și băieți serioși. Și băieții să zic amin. Când o fată spune că toți băieții sunt nu știu cum, înseamnă că are ea o problemă. A trăit o dezamăgire recent. Nu, sunt și băieți credincioși. Am auzit, a zis, măi, numai cu pocăiță să nu faci afaceri. Eu nu sunt de acord cu asta. Frații mei, eu cred că sunt și pocăiți care fac afaceri necurate, dar eu cred că sunt și mulți care fac afaceri curate. Dacă nu, degeaba predicăm. Cine zice asta, e el dezamăgit, s-a întâlnit el cu un pocăit să par și crede că toți sunt la fel și vorbește ca un om dezamăgit, dar boala e la el. E mare har să-L lași pe Dumnezeu să-ți vindece inima. Să nu rămâi blocat într-o perspectivă negativă. Toți păstorii, nu știu cum, măi frate, probabil că sunt și abuzuri spirituale. Ai nimerit un păstor nerăbdător, care nu s-o îndura, nu a avut milă, te-o lovi. Dar nu toți păstorii, nu știu cum. Sunt atâtea generalizări negativiste între noi. Dacă vorbești așa, deja ai găsit un simptom. E semn de boală sufletească. O a doua simptom. Ce cuvântul aici în versetul 16, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Interesant. Omul dezamăgit nu mai vede bine. Efectiv, orbește. Nu vi se pare interesant că în lângă ei era Fiul lui Dumnezeu cel înviat? Iisus Hristos într-un trup proslăvit și ei zic, tu ești singurul cum? Străin. Să-L numești pe Iisus străin? Să-i spui Fiului lui Dumnezeu, străine, tu habar n-ai ce se întâmplă, să fie lângă tine Fiul lui Dumnezeu înviat, să fie soluția, să fie soluția lui Dumnezeu și tu să spui străin. E ciudat cum oamenii dezamăgiți dobândesc niște dioptrii ciudate și numesc binecuvântarea blestem și blestemul binecuvântare. Și iarăși revin aici, că așa mi se dă pentru tineri, poate că lângă tine e binecuvântarea lui Dumnezeu și nu o vezi, că ești orb și cauți o fată în toată lumea și e aici. Dar nu vrei să vezi că ai fost dezamăgit și ai tu tiparele tale și mintea ta este o minte schimbată după modelul lumii și binecuvântarea e lângă tine și tu spui că e blestem și Iisus e acolo și tu spui că e străin și poate există chiar o ofertă de serviciu, ești supărat pe toți patronii și binecuvântarea e lângă tine, dar nu o vezi. Dacă în această seară ești un om care nu mai vede bine, mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece ochii. Oamenii ăștia doi au avut nevoie să fie vindecați. Și cum tu spune, atunci li s-au deschis ochii. Pentru că în viață dezamăgirile orbesc. Distrug perspectiva. Nu mai vezi bine. Nu mai vezi corect. Ești în ceață și ai ajuns să încurci lucrurile evidente. E interesant cum stai de vorbă cu oameni care nu mai văd lucruri evidente. Și îi spui, da omule, dar se vede din avion, aici ai greșit, aici Dumnezeu ți-a dat o șansă. Nu! Pentru că e orbit din cauza eșecurilor din viața personală. Doamne, deschide-ne și nouă ochii. Dacă sunt aici oameni care nu mai văd, orbiți de dezamăgire, Dumnezeu să lase unde lemnul de vindecare pe toți ochii care nu mai văd. Și Dumnezeu să ne vindece toate dioptriile noastre lumești. Că am început să nu mai vedem așa cum trebuie. Să vedem cu ochelarii lumii acestea realitatea. Să nu mai vedem prin prisma Scripturilor. Dumnezeu să ne atingă ochii în seara aceasta. De asemenea, mă uit mai departe. Vreau să fac o observație legată de bolile sufletești.
Ne spune cuvântul aici, iar ei s-au oprit uitându-se triști. Adică Iisus vede nu numai din ce spun, nu din faptul că nu-L recunosc, vede efectiv pe fața lor problema. Aveau o față tristă. Iar ei s-au oprit și s-au uitat cu o față tristă. Se vedea deja în exterior. Dacă mă uit la dumneavoastră, sunt convins că unii aveți probleme cu dezamăgirea, că sunteți foarte triști de Paște. Știți, stările sufletești se văd pe chipul nostru. Suntem atât de posați chiar în biserică. Psihologia și nu numai, toată știința aceasta a medicinei ne învață că orice boală sufletească somatizează. Ce înseamnă asta? Bolile sufletești netratate ajung să-și pună amprenta pe trup. Și termenul de specialitate este somatizează, adică se transferă în trup. Omul care are o tristețe cronică, netratată, nevindecată de Dumnezeu, negativist, ajunge să aibă o tristețe cronică numită depresie. Depresia duce la anxietate, anxietatea la insomnie, dacă nu dorm se strică ficatul, se strică mintea, omul ajunge să aibă riduri, să îmbătrânească și să se îmbolnăvească. De ce? Pentru că bolile noastre sufletești netratate aduc la distrugerea trupului. De aceea, dragi credincioși, nu neglijați problemele sufletului. Tendința în biserica evanghelică e să ascundem problemele astea. Un om care are o problemă cu ficatul e considerat o victimă inocentă. Dom'le, săracul, i s-a stricat ficatul. Dacă un om e depresiv, automat ne uităm la el cu o doză de vinovăție. Bă, ăsta are o problemă, e un duh ceva acolo. E un păcat. Noi nu acceptăm bolile sufletului ca fiind legitime. Și oamenii sunt tentați să le ascundă. Venim la păstor și spunem că avem cancer, dar nu venim să spunem că nu dormim. Nu venim să mărturisim că avem anxietate. Nu venim să spunem că avem o tristețe cronică. Ne este rușine, ne este frică și le ținem acolo până când explodează. Și când explodează în exterior, e cam târziu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne conștientizeze și să ne vindece sufletul. Nu uitați, omul este o ființă unitară, trup, suflet, duh. Tot ce se întâmplă în suflet afectează spiritul. Da? Viața devoțională n-are cum să fie sănătoasă când tu ești un om bolnav, sufletește. De aceea nu neglija problemele acestea, problemele tinereții. Sunt trist că m-a părăsit, am o vârstă și nu m-am măritat. Nu, problemele astea afectează relația cu Dumnezeu și chiar trupul nostru. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mai văd aici încă ceva. La un moment dat zic aceștia doi, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, i-au găsit trupuri și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Eu vă întreb, vi se pare că acești doi oameni au crezut ce au zis femeile? Da, din felul în care relatează Biblia, au crezut ce au zis femeile? Nu! Este clar că omul ăsta vorbește cu atâta suspiciune, cu atâta neîncredere față de semeni. Ba încă niște femei de ale noastre, acum străini, eu așa înțeleg textul, acum știi că femeile vorbesc multe, cine mai știe câte sunt drepte, și știi că femeile aud multe și văd, zice că ar fi văzut, nu zic că o văd, ar fi văzut. Am mai din câte zic ele, câte ori fi drepte, din câte văd ele, cine știe câte sunt adevărate. Dom'le, ar fi văzut, ar fi zis că ar fi fost, da? Adică cu alte, te poți lua după niște femei? Exact așa îmi sună mie cuvintele lor. Oamenii ăștia nu au avut încredere în ce au spus femeile. Pentru că, din păcate, boala aceasta a dezamăgirii duce la neîncredere în semeni. Ajungi să fii suspicios față de semeni. Aș zice că deja vorbim de metastază. Dezamăgirea și, în general, problemele sufletești netratate, nu uitați, nu distrug doar trupul,
Atenție, distrug și relațiile. Un om cu un suflet bolnav este nefuncțional în relații. Nu mai vezi că se retrage, nu mai vezi că este singuratic, nu mai vezi că nu mai comunică, nu mai apare la părtășia bisericii, părăsește ca și cei doi părtășia, dispare și afli temir ce? Pentru că scopul vrăjmașului e să pună frică, neîncredere, suspiciune, tristețe, să-ți împovăreze sufletul și în final să te smulgă din părtășia bisericii, ceea ce era aproape să facă cu cei doi pe drumul Emausului. Dar slavă Domnului că El caută astfel de oameni și în seara aceasta. Zic din nou, Dumnezeu este și astăzi acolo, pe drumul Emausului tău și vrea să te ducă înapoi la relații sănătoase. Frați și surori credincioși, noi nu avem nici o justificare să rămânem în neîncredere, în suspiciune, chiar dacă am fost victime inocente. Indiferent ce abuz ai trăit, nu te izola, vino la Dumnezeu cu problema ta și lasă-L să-ți dea din nou încrederea. Frații mei, nu putem trăi fără încredere. Noi trebuie să avem încredere unii în alții. Dacă n-ai încredere în nicio fată, stimat băiat necăsătorit, dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu te poate binecuvânta. Chiar dacă ai suferit, chiar dacă una, zece și-au bătut joc de tine, ca să te poți căsători, tu trebuie să ai din nou încredere. Sunt oameni care se închid în butoiul cu melancolie, sunt victime, își ling rănile, frate, am suferit, da, e adevărat, dar ascultă-mă, Dumnezeu are treaba Lui cu cei care au fost călăi, dar eu ca victimă sunt obligat de Scripturi să vin la Dumnezeu să fiu vindecat. N-ai nicio scuză să rămâi acolo, în statutul de victimă, chiar dacă ai trăit un viol, da? Abuzul suprem, chiar dacă ai fost bătut, abuzuri casnice, ascultă-mă, nu suntem pro-abuz, dar eu, victima, trebuie să ajung la vindecare, ca din nou să am încredere. Dumnezeu nu poate binecuvânta fete care n-au încredere. Sunt oameni care sunt închiși, resping orice variantă de căsătorie, pentru că sunt oameni răniți. Și ascultă-mă, nu-i Dumnezeu de vină. Îmi povestea chiar cineva, un proroc cunoscut, aici în zona dumneavoastră, în Banat, că veneau la dumnealui la rugăciune fete foarte în vârstă, da? 30, 40, veneau la rugăciune să le vorbească Domnul. Și m-a spus, măi frate, ce să le spun? Domnul m-a făcut de cunoscut că au avut ocazie, dar au respins. Să cloneze Dumnezeu un bărbat la 45 pentru tine, că ai respins binecuvântarea Domnului, că n-ai avut încredere? Sunt oameni care renunță la slujire pentru că au fost răniți de alți slujitori și își iau jucăriile și pleacă. Și ascultă-mă, dacă nu te lași vindeca, nu o să mai slujești niciodată. Pentru că toți slujitorii avem parte de răni, de suferințe, de respingere, de dezamăgiri. Și aici ar fi atâția oameni care ar putea vorbi despre multele dezamăgiri pe care le trăim cu toții. Dezamăgiri în familie. Unii văd anumite episoade în anumite familii. Păi, nu mă căsătoresc. Dacă așa-i căsătoria, nu mă mai căsătoresc. Poate Domnul vorbește cuiva. Dar ce crezi, că există neveste perfecte? Bărbați perfecti? Amintesc de o cunoștință foarte apropiată care a avut o lucrare recent legată de căsătorie. Are o vârstă înaintată și numai nu se mai căsătorește. Și Domnul îi spune printr-un proroc, te-am văzut pe peronul gării și stăteai cu biletul în mână. A venit un tren și controlorul te-a invitat să urci în tren. Și a zis, urcă! Și el a spus, nu, eu am bilet la clasa a întâia. Trenul ăsta are numai clasa a doua. Eu vreau la clasa a întâia. Și au zis controlul, mă băiete, urcă-te că trenul ăsta n-are clasa a întâia. Numai clasa a doua. În căsătorie cam toți am urcat la clasa a doua. Toți avem răni, dezamă. Nu avem parteneri perfecți.
dar am ales să avem încredere. Să fim răniți, să iubim necondiționat. Dumnezeu să vindece orice inimă dezamăgită. Nu doar legat de căsătorie, legat de slujire, legat de viață, legat de afaceri, legat de speranță, de investiții. Sunt atâția oameni care au refuzat să mai trăiască. Dragii mei, sunt printre noi oameni care mor înainte să moară. Oameni fără bucurie a vieții, oameni fără bucurie a mântuirii, oameni care nu găsesc bucurie în a trăi. Cel mai grav simptom și ultim, nu vreau să rămân la simptom, avem de dat tratament în seara asta. Ce contul aici, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Culmea, în viață, după ce facem prostii și facem prostii, după ce luăm decizii greșite, după ce dăm cu ăștia în gard, după ce facem atâtea greșeli, dăm vina pe Dumnezeu. Culmea, culmilor, am auzit-o într-o zi, o discuție cu o fată, spunea, frate Emi, din moment ce am căzut în păcatul curviei, cred că a fost voia Domnului, că dacă nu, El nu îngăduia. Zic, să nu mai zici cât trăiești prostia. Dumnezeu niciodată nu te împinge la păcat și nu-i vinovat pentru greșelile tale. A fost decizia ta să păcătuiești. Asumă-ți-o. Interesant cum noi, umanitatea, după ce facem greșeli, și să știți că întotdeauna greșelile noastre, păcatele noastre au consecințe. Asta spun la tineri. Da, Dumnezeu iartă orice păcat. Frații mei, nu orice, mai puțin, nu. Eu cred într-un har al lui Dumnezeu care iartă orice păcat, oricât de mare, oricând a fost săvârșit. Eu nu cred într-o iertare limitată a lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă orice păcat. Dar păcatele au consecințe. Și uneori când păcătuiești, vine factura. Cum spunea un cântec american, îl cântam, se cântă în trupele gospel americane, nu știu dacă este și în românește, păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât îți propui să stai în el. Și spunea ultimul vers, păcatul te costă mai mult decât îți imaginezi tu că vei plăti. Dragii mei, păcatul are consecințe și uneori, ceea ce văd și aici, ajungem la o metastază a dezamăgirii. Suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Și vezi în ziare, și vezi pe forumuri, și vezi pe Facebook, oameni care spun, unde-i Dumnezeu? De ce suferă copiii din Africa? De ce este război în Ucraina? De ce suferă evreii sau palestinienii? Depinde de ce parte ești. Interesant. Nimeni nu spune că africanii suferă din cauza lăcomiei americanilor. Să mă iertă fratele Liviu. Sau din cauza lăcomiei europenilor. Nu, din cauza nedreptății sociale, din cauza economiei agresive în care unii devin bogați. Nu, Dumnezeu îi devine. Noi facem greșeli, noi ne batem pentru pământ în Rusia, dar nimeni nu zice că îi devine Putin sau Zelenski. Dumnezeu îi devine. Mor copii nevinovați, Domnule. Omul ajunge să dea vina pe Dumnezeu. Și te întreb, ai ajuns vreodată să dai vina pe Dumnezeu? Doamne, din cauza ta, că tu ai îngăduit, mie mi s-a întâmplat. Doamne, tu? Dacă ai ajuns să dai vina pe Dumnezeu, dacă ai ajuns dezamăgit de Dumnezeu, ai nevoie de intervenție divină, ai ajuns la metastază. Atât cu diagnosticele. Hai să vedem care e cauza bolii. Cum se poate să ajungi într-o astfel de stare? Să nu mai ai încredere în oameni, dezamăgit de Dumnezeu, să vorbești aiurea, tristețe cronică și așa mai departe. Adică, cred că secretul sau cheia acestui text este versetul 21. Unde îi spun așa? Noi trăgeam nădejde
că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Cheia acestui pasaj eu găsesc aici. Noi trăgeam nădejde. Noi credeam că. Noi ne imaginam că. Dragii mei, adevărul este că cele mai multe dezamăgiri în viață n-au legătură cu alții. Cele mai multe dezamăgiri în viață au legătură cu așteptările noastre greșite. Noi credeam, dar Dumnezeu nu lucrează cum crezi tu. Dumnezeu își conduce planul după planurile Lui. De fapt, ce credeau aceștia doi? Cred că poezia a prezentat ideea asta. Ei își imaginau că Hristos după înviere va instaura un Israel politic. De aceea în Fapte 1 ei întreabă, acum este vremea când ai să instaureze împărăția lui Israel? Ei își imaginau că Dumnezeu are în plan o împărăție etnică. O împărăție în care Israelul să fie în centrul istoriei, ei să fie prim-miniștri, da, aveau niște așteptări personale. Se gândeau, Doamne, acum e momentul, nu crezi că ar trebui să începem, zic ei în Fapte 1. Eu așa înțeleg textul ăsta. Uite, Petru ar fi bun de prim-ministru. Uite, Ioan, ministrul de interne, Matei să pricepe la finanțe cu Vosvameș, Simon Zelotul a fost cu săbile, cu zeloții, ar fi bun la apărare. Doamne, nu crezi că ar trebui să începem? Și ei își imaginau că vor cuceri Ierusalimul, că Iisus va organiza o armată de gherilă, va elibera Israelul, vor conduce lumea, vor fi un fel de al doilea imperiu roman, vor cuceri pământul și ei vor guverna lumea de la Ierusalim și cei 12 vor fi toți miniștri și șefi și ministere. Eu îl laud pe Dumnezeu că a ales să-i dezamăgească pe ăștia doi. Că dacă Iisus făcea după așteptările lor, noi astăzi nu eram la Ghiroda. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că în planul lui era și România. Îi mulțumesc că el n-avea viziunea limitată a celor 12. Îi mulțumesc că el niciodată nu lucrează după așteptările noastre limitate, ci el, Dumnezeu, are un plan desăvârșit, binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu ne dezamăgește pentru că avem așteptări greșite în viață. Atât de multe lucruri scriem în cartea imaginației, mai ales tinerii, iertați-mă, dar unii tineri nu fac nimic decât stau și visează. Și își imaginează, și își imaginează. Există fete care își imaginează de 1000 de ori cum o să fie ziua anunții. Și cum o să o ceară, cum o să vină pe cal alb, și cum o să... Și când vine realitatea, e dezamăgită, că o prea umflat visul ăla. Și atât au scris acolo în cartea aia, încât, nu știu, dar realitatea bate, imaginați. Dragii mei, Dumnezeu nu e vinovat că noi avem așteptări greșite. Noi credeam că, Doamne, îți mulțumesc că n-ai lucrat cum au crezut ei. Pentru că Iisus avea în vedere o împărăție în care să intre orice neam, orice limbă, orice seminție. Iisus a vrut să fii și tu și eu în împărăția asta. Iisus a vrut să ne mântuiască pe noi. Iisus n-a vrut o împărăție etnică, n-a vrut un Israel etnocentric. Iisus a vrut împărăția lui Dumnezeu în care să încapă tot pământul. Binecuvântat să fie Domnul. Aceeași problemă o găsim în Biblia la Naaman. Interesant. Naaman ăsta nu a fost un băiat rău, dar a avut o problemă. Tocmai problema asta a imaginației. Uneori ne imaginăm tot felul de lucruri. Bolnav de lepră, un om fără șansă, în vremea aceea era o boală incurabilă, Naaman vine cu cadouri la Elisei. Și Elisei îi spune, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. Și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Vă întreb, avea nevoie de mai mult de atât? Nu, asta e tot ce își dorea. O primit soluția? Nu. Auzi ce zice Naaman? Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că... Aici e sursa multelor voastre dezamăgiri, dragi tineri.
Eu credeam că așa va lucra, că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va pune mâna pe locul rănii, va face un suce ritual de abracadabra. Își imagina el cam cum o să fie vindecarea. Auzi, să-i dai lui Dumnezeu rețete, să-i spui tu lui Dumnezeu cum să te vindeci. Nu e așa că făptura umană este capricioasă, oameni buni? Și că nu suntem dispuși să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Și dăm prescripții. Doamne, așa să lucrezi. Doamne, eu credeam că și când Dumnezeu face altfel, ne bosumflăm și suntem în stare să refuzăm planul. Era cât pe aici să plece bolnav. De ce? Pentru că el credea că... Oh, câți oameni dezamăgiți! Oameni care au avut profeții că Domnul îi va folosi... Și uneori visurile lor nu se împlinesc și nu intră în comitet. Primul sublinie. Dezamăgii? Eu cred, credeai tu. Vedenii cu două trepte să și vede ordinat și păstor și nu, nimeni nu vede, numai el. Și supărat pleacă din biserică. De ce? Pentru că și el are așteptările lui. Dar frații mei, Dumnezeu nu lucrează după așteptările noastre. Dumnezeu e Dumnezeu. Bun, hai să dăm și medicamentul, că timpul trece, să ne și rugăm. Așteptările noastre greșite sunt problema. Care a fost tratamentul? Ce face Domnul Iisus cu doi dezamăgiți cronici? Da? În metastază. Auziți, și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Doamne, parcă nu știu... Mă gândesc, dar niște oameni bolnavi au nevoie de studiu biblic? Vă așteptați la tratamentul ăsta? Eu nu. Dar ăștia au nevoie de înțelegere, să plângă pe umărul tău, de consiliere, nu de studiu, și nu așa, zic că de la Moise până la... adică toată Biblia. Și a început Iisus să facă studiu biblic cu ei. Cu alte cuvinte, medicamentul a fost o cură de scripturi. De ce? Ca să poată să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu, când suntem dezamăgiți, ne cheamă să ne întoarcem la scripturi. Că sigur, undeva în mintea noastră, noi am zidit niște fortărețe ale imaginației bolnave. De aceea spune Pavel, noi dărâmăm izvodirile minții, sau în alte traduceri, fortărețele minții, bastioanele minții, și nu lăsăm orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dragii mei, vrăjmașul zidește în mintea noastră a fiecăruia tot felul de imaginații. Și da, Dumnezeu ne lasă să dăm cu fundul de pământ, ne dezamăgește, viața ne dă palme ca să ne dăm seama, să ne trezim, să realizăm că undeva visurile noastre nu sunt în conformitate cu planul Domnului. Și frații mei, eu mulțumesc Domnului că m-a dezamăgit de multe ori. Mi-am făcut planuri, am zis clar, ăsta e planul. Am avea prorocii. Domnul a zis că ai în față o lucrare mică și una mare. Zicea Domnul, nu cumva să o iei pe aia mică. Atunci aveam de ales între slujire într-un loc în România și America. Ce am zis? Mă, America e planul mare. Dolari. Sigur, când mă duc la ambasadă, nu-mi pune viza. În momente când mă... Dar cum? Dar ăsta era planul, Doamne. Și știi care e tendința? Să spargi ușile închise cu capul. Nu. M-am dus a doua oară la viză, peste o săptămână. Și iar refuz. Și vreau să vă spun, dragi tineri încăpățânați, că atunci când vrei să spargi ușile cu capul, nu se întâmplă nimic decât cucuie. Deci Dumnezeu nu cedează la Senior că El, că te dai de pământ, că postești, nu știu cât, că tu... Nu poți să-L îndupleci pe Dumnezeu să adopte planurile tale. Sunt oameni care fac greva foamei, nu postez, Doamne, până nu faci cum îți zic eu... Și Domnul zâmbea și zice, te las, dai cu capul până faci cucui, atât. Rămâi cu răni, cu amintiri. Îmi spunea eu, fratele Iosif Ivanca, păstorul tinereții mele, băi, mi-a zis, tu ai niște gândiri foarte firești. Vorbind despre căsătorie, zice, mă, tu ai niște așteptări,
Tu vrei așa ceva ca în filme și pocăită și... Dar nu se poate. Atât o să te refuze fetele până când te pocăiești și accepti planul Domnului. Ce ciudă mi-era pe el. Mă, parcă mi-o prorocit. M-o refuzat, cred că zeci de fete. Cum spuneam eu undeva la tine, am avut mare trecere la fete. Când mă vedeau, toate spuneau, treceți, vă rog. Nici nu mai știu câte... Deja era ca și șvaițărul ăsta cu găuri. Trecea burghiu, nu mai simțeam. M-au refuzat zeci de fete, pentru că aveam așteptări lumești. Și Dumnezeu are răbdare. Până la 32 au avut răbdare. Pentru că avem de atâtea ori, dragi tineri, așteptări lumești. Haideți să ne întoarcem la Biblie. Dar de ce Biblia? Știți de ce? Pentru că în mintea noastră s-au zidit vise lumești. Sunt de acord cu ce-mi spunea păstorul atunci. Și îmi dau seama, dragi adolescenți, că e greu. Știți de ce? Știți cât petrece un tânăr pe social media în medie? 8 ore, 59 de minute într-o carte de specialitate în toată Europa, da? Asta se cheamă full-time job, ăștia sunt angajați. Un tânăr stă în fața ecranelor, Netflix, gaming, PS4, 5, da? TikTok, stă undeva la 8 ore pe zi. Și vă întreb, nu vi se pare normal ca mintea lor să fie influențată de cultura lumii? Și citim Biblia 15 minute seara într-un spirit devoțional, așa de parcă am face yoga. Frații mei, când stăm atât de mult în social media, dobândim cultura lumii. Eu nu sunt împotriva Facebook-ului, nu sunt un taliban, dar ascultă-mă, când tu absorbi non-stop învățăturile lumii, cultura lumii, visurile tale vor fi visuri lumești. De aceea văd atât de mulți tineri care visează să fie milionari și tot mai puțini care visează să fie misionari. Nu găsesc tineri care spună, visul vieții mele să fiu proroc. De ce? Pentru că avem vise lumești. Vrem modă, vrem haine frumoase, vrem jeepuri, băieți cu jeepuri, case mari, lux. Și da, să mai slujim și pe Domnul. De aia, dragii mei, cred că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la Biblie. Că atunci când citim Biblia și ne hrănim din cuvânt, Dumnezeu ne transformă mintea. Ne schimbă visurile, ne schimbă așteptările. Atunci când tinerii vin în fața la rugăciune, la conferințe, acest obicei care este printre tineri, eu întotdeauna prea mă rog, Doamne, schimbă-i la fata asta visurile. Doamne, zdrobește acestui băiat toate așteptările lumești, că Dumnezeu nu poate lucra cu oameni, cu vise lumești. Și trec ani și ani în care Dumnezeu e nevoit să te trântească de pământ, să-ți facă visurile praf. Pentru că visurile tale nu sunt visurile Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să ne rugăm, dragii mei, ca Dumnezeu să ne dea dragoste pentru Biblie. Să putem să gândim ca Dumnezeu. Cu cât citim mai mult cartea asta, cu cât mâncăm mai mult cartea asta, mintea noastră va gândi ca Dumnezeu. Nu e exagerare. Când citim cartea lui Dumnezeu, dobândim gramatica lui Dumnezeu de viață. Și începem să gândim scriptural. Cu cât stai mai mult pe TikTok și pe Facebook, și nu că spun că e ceva în sine greșit, cu cât stai mai mult acolo și citești mai puțin scriptural, în mintea ta se vor construi modele lumești. Și viața ta, nu te supăra, e inspirată mai mult de Hollywood decât de Hristos. Viața ta este modelată mai mult, sau așteptările tale sunt modelate mai mult de Netflix decât de învățăturile lui Hristos. Pentru că petreci mult mai mult timp acolo decât aici. De aia cred, dragi tineri, dragi credincioși, că trebuie să ne întoarcem aici. Și a început de la Moise și până la ultima carte, la proroci, și le-a tâlcuit în tot ce era cu privire la el. Dragi tineri, lăsați-L pe Dumnezeu prin cartea asta veche, dar sfântă, să vă modeleze gândirea. Ar mai fi și alte medicamente. Găsim aici, poate asta e așa mai mult angețial, spune cuvântul, cum spunea și poezia, că ochii s-au deschis la frângerea pâinii. Interesant, ei zic, ne ardea inima în noi, dar nu se deschid ochii la predică. Ochii se deschid
la frângerea pâinii. Eu cred din toată inima că cina Domnului este un medicament pentru vindecarea sufletului. Aici, ca o paranteză, n-am înțeles niciodată, știu că nu veți fi de acord, de ce noi oprim oameni de la cină. Puteți să nu fiți de acord, n-am găsit nicio bază scripturală, puteți să mă contactați. E ca și cum ai spune un om bolnav să nu-și ia medicamentele. Pe oamenii slabi noi oprim de la împărtășire. Iată că Hristos pe slăbănogi ăștia îi caută, da? Erau pe punctul să plece, nu erau sfinți. Îi caută, îi restaurează, le predică și le dă cina. Și la frângerea pâinii se deschid ochii. Atunci când ești dezamăgit, atunci când ești bolnav, sufletește, nu fă cum fac mulți penticostali, nu se împărtășesc. Că nu se simte bine. Eram undeva în Chicago cu tata, cu mama și nefiind pregătiți de cină, mama spunea, mă, nu o să mă împărtășesc, că nu mă simt. Și am zis, mamă, dar nu e așa. N-am găsit în Scriptură că trebuie să te simți nu știu cum. Cina n-are legătură cu sentimentele, cina se ia prin credință. Și n-ai voie niciodată să n-o iei. Ascultați-mă, niciodată. Orice problemă se rezolvă. Te-ai certat? Împacă-te. Ai păcătuit? Mărturisește-te. Amânările astea cu anii sunt bolnave. Oameni buni, cine nu se împărtășește regulat cu trupul și sângele Domnului, moare spiritual. De aceea recomand celor bolnavi sufletește, care au făcut ce nu trebuie, au tot amânat cina, crezând că se vor rezolva. Pune mâna, mărturisește-te, caută-L pe Dumnezeu și împărtășește-te. La cina Domnului se deschid ochii și se vindecă sufletul. Ultimul lucru, dacă ar fi să mai dau un al treilea medicament, Biblia spune că s-au întors înapoi. Tendința omului dezamăgit, cum spuneam, e să plece din biserică, să părăsească comunitatea. Atunci când ești mai bolnav spiritual, atunci când ești mai bolnav sufletește, atunci ai cea mai mare nevoie de comunitate. Te rog, nu fă asta, fă orice altceva, dar nu asta. Iată-i pe cei doi că se întorc la frații lor. Când ești slab, ai nevoie de biserică. Chiar dacă e o rușine acolo, sunt niște vorbe, ascultă-mă, când ești cel mai slab, ești cel mai vulnerabil, ai nevoie de trupul lui Hristos. Haideți, dragii mei, să încheiem, așa cum a dorit fratele păstor, să ne rugăm pentru cei dezamăgiți, pentru cei bolnavi sufletește și Dumnezeu să deschidă ochi, să vindece inimi, să dea speranță și să rupă lanțurile dezamăgirii. Amen.